Bună ziua! Numele meu este Caramete Laurențiu și sunt șeful laboratorului de cosmologie și fizică astroparticulelor din cadrul Institutului de Științe Spațiale. Și în cele ce urmează, vă voi prezenta rezultatele proiectului intitulat Augmented Reality System for Space Applications, proiect dezvoltat în cadrul programului Romanian Incentive Scheme al Agenției Spațiale Europene. Obiectivele acestui proiect au fost să valideze tehnologia de realitate augmentată în industria aerospațiale și, de asemenea, să crească potențialul Institutului de a participa la viitoarele proiecte ale Agenției Spațiale Europene ce implică realitatea augmentată și realitatea virtuală prin familiarizarea cu procedurile Agenției Spațiale Europene și prin dezvoltarea acestei tehnologii în cadrul Institutului de Științe Spațiale. Pentru atingerea acestor obiective, am investigat câteva cazuri de test în industria aerospațială și am conceput și realizat un sistem demonstrativ care realizează augmentarea operațiunilor pentru o cameră termală de vid în contextul asamblării, integrării și testării sistemelor și subsistemelor spațiale în cadrul Institutului de Științe Spațiale. De asemenea, demonstrează capabilități de a urmări proceduri critice atât la sol cât și în spațiu, de exemplu pe Stația Spațială Internațională, și de asemenea permite vizualizarea datelor de la senzorii atașați unui astfel de sistem. În prima etapă au fost analizate cerințele unui astfel de sistem complex, nu doar pentru cazul identificat în cadrul Institutului, dar și pentru aplicații mai generale. Au fost organizate întâlniri la nivel național, de exemplu cu ICPSA, COMOT-ISA sau Sonovision, dar și la nivel internațional, de exemplu în întâlniri cu Airbus Friedrichshafen în Germania sau Survey Satellite Technology în Anglia. Rezultatul acestora a fost sintetizat într-un document specific de cerințe, atât hardware cât și software, care să corespundă cu nevoile identificate și care reprezintă o modalitate extrem de bună de a identifica toate provocările tehnologice prezentate de acest sistem, atât în plan național, cât și internațional. Ulterior, s-a trecut la realizarea arhitecturii sistemului, începând cu partea de acces de date și, de asemenea, de prelucrare de date, continuând cu realizarea designului algoritmului și apoi implementarea algoritmului, și, de asemenea, cu arhitectura interfeței. Pasul următor a fost a constat în implementarea detaliată a tuturor acestor pași, în implementarea arhitecturii realizate, implementarea interfeței, implementarea algoritmului, prin dezvoltarea de programe software în utilizând limbajul de programare C-Sharp în cadrul programului Unity și integrarea acestora în platforma de vizualizare a realității augmentate HoloLens. De asemenea, am folosit un sistem de realitate virtuală alcătuit din căști HTC pentru a realiza etapa critică de testare și învățare de a utiliza un sistem de cameră termală de vid într-un mediu virtual, eliminând astfel pericolul erorii umane în această primă etapă. Astfel, am reușit să implementăm soluțiile de vizualizare de senzori, de operare și învățare în sistemul de realitate augmentată, folosind realitatea virtuală. Sistemul final a fost testat cu succes în condiții specifice și mai apoi în condiții critice de funcționare a camerei termale de vid. Mulțumesc!